un fenomen pe care nu l-am văzut în viața mea. Efectiv e o tornadă. Incredibil, incredibil. Salutare și bună dimineața din insula Braci, Croația. Astăzi este sâmbătă, eu mă simt în sfârșit mult, mult, mult mai bine. Vreau să vă povestesc și vouă ce am pățit și să vă arăt cum arată Croația în anul 2023. Vă arăt locația, vă arăt marea, vă arăt ceea ce facem noi aici în Croația. După cum ați observat, n-am mai făcut vlog-ul din ultimele zile. Am avut și motiv. Da, m-am simțit extraordinar de rău. Am avut febră mare, m-a durut capul, dureri îngrozitoare de cap, habar nu am ce am avut. Vă povestesc cum s-a întâmplat. A început cu o durere de cap, încă tușesc, o durere cruntă de cap, după care am avut două zile de febră extraordinar de severă. Efectiv, eu nu-s genul care să îl doboare o răceală sau ceva simplu. Două zile a trebuit să stau la pat. Febră foarte mare, dureri foarte mari de cap și stare de rău. Ce am avut, încă nu știu. Ajuns aici în Croația, am făcut primul lucru, un test COVID, dar mi-a ieșit negativ. Deci COVID nu a fost. Nu știu încă ce am avut. Mă rog, e bine că a trecut și că mă simt mult mai bine și a mai rămas doar această tuse care mă deranjează când vorbesc. Așadar, relaxare, Croația, mare, soare. Astăzi e prima zi în care e un pic înnorat, dar după prognoze e doar astăzi, de mâine e vreme bună. Tot de mâine o să avem și barcă, o să facem barca pe mare, dar până atunci haideți să vă arăt ce am făcut ieri. Dar ce se execută aici? O salamură ca la năvădaș. Am fost dimineață la piață cu domnul Sorin și am luat doradă proaspătă și sivas. Asta este biban de mare. Da, 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 foarte bine arată. Sunt 10 pești aici. Căpățânile le-am tăiat, le păstrez pentru un următor borș de pește. Așa. Toate legumele sunt pe grătar. Ia uite câte legume am pus. Ce vrei să execuți azi de fapt? Da. Saramură. Saramură ca la năvădaș. Am înțeles. Da. Usturoiul este întreg, ceapa întreagă, totul stă așa la grătar, le prăjim fain. Eu aș fi pus și ceva ardei iute, dar ia, pune. Și asta o să-și pună fiecare în farfurie. Mai bine, mai bine. Da, da. Mm-hmm. Mai sunt copii, poate cine nu vrea să mănânce picant, dar să vezi ce saramură să facem nașule. Ia să vedem, ia să vedem. Mamă mia. Se continuă aici cu peștele. Oțel carbon. Mamă, ce bine arată. Mm-hmm. Ai găsit în sec. Aici am tocat toate legumele, mai avem 3 cepe numai. Iese treabă bună, sigur. Cam asta a rezultat, totul merge la aragaz. Vreo 20 de minute, după ce zice Silviu, cât de bine poate să arate. Silviu, te-ai apucat și de mămăligă? Facem și puțină mămăligă. Avem și pâine proaspătă cumpărată de dimineață, acum vreo 2 ore. Pâine caldă. Dar la saramură parte merge și puțină mămăligă. Deci totul e top, 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 top. Urmează acum usturoiul și la sfârșit pătrunjelul.
Am înțeles. Asta a fost finalul cu pătrunjelul, da? Da. Haideți la masă, poftă bună! Cam bine a ieșit totul. Foarte bine arată. Felicitări, maestru Silviu! Silviu! Uite la mine, de rog! Mă simt ceva mai bine, de fapt mult mai bine. Am ieșit și eu la plimbare un pic aici la mare. Restul au plecat mai departe la Bol, o localitate mai mare aici pe insula Braci. Eu am ales să nu mă duc, să nu stau prea mult în soare, să nu fac prea mult efort deocamdată. Așa că cred că e ultima zi de suferință. Pentru că da, mă simt mult, mult mai bine deja. Încep să-mi revin spre 100%. Încă nu știu ce am avut. Nu am mai putut așa ceva niciodată. Dar trece. Mai pățesc, câteodată mai pățesc. Cam asta a fost ziua de astăzi. Mâine sper să fie mult mai bine. Azi noaptea a fost furtună, Ramona s-a apucat de măturat pe aici acele de pin. Haideți să vă arăt un picuț prin împrejurimile casei. Casa o știți și din vlogurile de anul trecut, e fix aceeași casă, o locație extraordinară, fix pe malul mării, cu piscină proprie, cu curte foarte mare, cu tot ce ai nevoie pentru o vacanță chiar de vis. Asta e casa. E pe 3 nivele. Sunt camere la fiecare nivel. Noi anul trecut am stat aici undeva. Anul ăsta stăm în partea ailaltă, într-o anexă. La fel de frumos e și acolo. Totul pus la punct la cel mai mic detaliu. Prin casă nu o să deranjez acum să intru. Unii încă mai dorm, dar dacă intrați pe canalul lui Sorin, cred că a prezentat el casa când a ajuns. Vis, ce mai, o locație de vis.
ce am mai început eu să fac zilele astea, având atât timp la dispoziție? Ei bine, m-am apucat de un curs foarte interesant de limba engleză. Limba engleză, de data asta, cu un profesor, cu un profesor real. Vreau să fac de multă vreme treaba asta. Acum am găsit o oportunitate foarte bună pentru a face treaba asta, și anume prin cei de la Cambly. Nivelul meu de engleză s-a tot îmbunătățit de-a lungul timpului. Eu am învățat în mers, am învățat călătorind. Niciodată nu am făcut un curs special de engleză. Canalul a tot crescut, a tot crescut și a ajuns la acest nivel unde deja am nevoie de a face afaceri în limba engleză. Pentru că da, cei mai mulți advertiser care mă contactează îmi scriu de afară și trebuie să comunic cu ei în limba engleză. Oricum, în ziua de astăzi, limba engleză este imperios necesară în orice domeniu, pentru că deja sunt atât de multe locuri de muncă care cer din start limba engleză. Ori și tu, ca simplu călător care vrei să pleci într-o vacanță, dacă nu știi o boabă de engleză, îți va fi foarte greu. Te ajută foarte mult măcar un nivel de bază de limba engleză pentru a călători și a avea cât mai puține probleme în călătoriile tale, pentru că chiar dacă călătorești într-o țară unde nu se vorbește engleză, majoritatea celor implicați din prima linie cu care intri în contact vorbesc fără probleme limba engleză. Iar Cambly asta face. Te învață limba engleză folosind profesori de limba engleză reali, profesorii cu care tu intri și stai de vorbă din diferite colțuri ale lumii. E mult mai ușor să înveți cu cineva real decât printr-o aplicație pe care am mai încercat și eu. Sunt multe aplicații unde doar faci exerciții, sunt bune și alea pentru a îți îmbogăți vocabularul. Dar o conversație reală cu un profesor este total altceva. Am încercat și eu zilele trecute pentru prima dată și mi-am dat seama că ajută foarte mult. Da, eu sunt încântat de platforma Cambly, vă recomand și vouă. Puteți să vă selectați profesorul, puteți să vă programați la ce oră vreți, iar dacă vă faceți cont folosind codul pe care vi-l las eu în descriere, aveți și reducere din partea mea. Tot acolo în aplicație puteți să vă alegeți pe ce domeniu vreți să învățați și să vă specializați în engleză. Puteți alege IT, puteți alege inginerie, călătorie sau alte domenii de interes pentru voi. Așadar, încă o dată, link în descriere, limba engleză este imperios necesară în viața noastră, fie că vrem, fie că nu vrem, ne va ajuta enorm pe toată lumea. Un fenomen pe care nu l-am văzut în viața mea. Efectiv, e o tornadă. Incredibil, incredibil. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Că se rupe. Hai la bubu. Hai să mergem. Se formează din nou tornadă. Incredibil. Dacă n-ați fost mulțumit de ce a filmat Silviu, puteți să vă dați amăsări pe voi.
Foarte interesant, fenomen. N-am mai văzut până acum cum coboară așa din nori și tot mai... Nici eu n-am mai văzut. Tot mai lungă se face, vezi? Uh-huh. A, uite că deja merge în dreapta. Da. Păi așa a fost și cealaltă, așa s-a dus. Da. Dar nu extraordinar. Poți, dar nu știu cum. A reușit, da? Vezi cum s-a dus în dreapta? Da, mult. Oi, cred că e până la apă, da. Foarte interesant. Deci chiar nu-i arăs de Ramona cu tornadele, dar uite că tot am văzut tornade. Chiar au coborât până în apă? Da. Și a început de sus, adică era numai așa, un pic. Ne uităm la tornade. Ne uităm la tornade și mâncăm lubeniță. Uite-o. Una dintre cele mai bune lubenițe pe care le-am mâncat vreodată. Bea un vin cu Silviu, deocamdată numai noi, suntem cu vinulețul de dimineață. Sorin și cu Alin nu servesc vin deocamdată. Da, are Sorin un talent la a alege lubenița, incredibil. Lubenița așa dulce, mai rar. Am fost paznic la Bebe Marcel. De acolo înseamnă că știi să le alegi. Senzațional pepenele. Diabetic. Mare lucru n-am făcut astăzi. Am stat numai și am admirat furtuna, tornadele de pe mare. Acum vom merge să luăm masa. Hai Silviu, hai! Să-mi iau și papucii. Îți iei papucii și mergem, da? Da, mergem. Astăzi fiind închise magazinele, n-am avut de unde să ne aprovizionăm. Așa că vom merge și mâncăm aici, în vecinii, la un restaurant. Aici, foarte aproape, e restaurantul, în vecini. Cred că avem de mers nici 2 minute pe jos până la restaurant. Deja se și vede. Ce interesant. Nu se mai văd munții din spate deloc, vezi? Da. Furtună. Ploaie. Ia tornada Frodo de pe masă. 2 tornade am văzut până acum. Una mare. A, uite și pe aici puteam coborâ. Da, nu știu care e mată. Ce? Lasă-mă pace, că vedea lumea. Doamne ferește, ăștia merg de mână. Cine? Cu Silviu? Da. Incredibil, pe live, așa, în direct. Exact. Haideți să vă arătăm și vouă niște prețuri. La o terasă în Croația, insula Braci, fix pe malul mării, cam astea sunt prețurile. Eu nu mai zic nimic, ascultați la Marcel. 1,60€ cafeaua. Păi tu filmează și tu, Silviu, și ai vocea lui Marcel. Asta da, nu fii fraier. Uite, Section de Beach. Există așa ceva aici? Uite, da. Da, chiar dar seara. Dar seara. Au trecut toate prețurile în euro, de fapt, acum. S-a trecut la euro. Anul trecut încă nu era euro. Încă era cuna. Anul ăsta se plătește în euro direct. Ce mâncăm, Silviu? Hamsi? Văd aici, fry small fish. Astea sunt hamsi. Exact. Da. Nu mai prostiți abonații, că sunt șprot, nu sunt hamsi. Nu mai duceți oamenii în oare. Uite,
Primesc chiar în jurături iară. Că am mâncat și prost și zic că am mâncat hapsi, să mă dau mare. Așa ceva. Aperitivele au venit. Hamsie. Hamsie de alea mari, dar se vede mici că n-a făcut Marcel zoom. Nu știm ce e hamsie, șprot, nu știu ce-o fi. Cartof. Sub șprot. Cinele de calamar. Nu știu ce zice Silviu acolo. Calamar. Ce zici că e? Șprot sau hamsie? Șprot, șprot este. Șprot, da? Da, da. A venit și felul principal, toată lumea mănâncă de la toată lumea. De la toată lumea, porțiile arată foarte bine. Uite, uite ce face la mână. N-am apucat să mănânc. Uite ce face. Incredibil, deja ți-a mâncat tot. Da, da. Așa ceva. Burgerul arată bine, calamari arată bine. Păi. Arată proaspeți, arată foarte fain. Eu mi-am luat de data asta un fel de shrimps mai mari. Langustine, scampi, se cheamă în mai multe feluri. Am mâncat foarte bine, mergem înapoi la vilă. Astăzi asta așa a fost vremea. Mai mult înnorat, am mai tras și câte o ploaie. Relaxare, mâncare, somn. Cam ăsta a fost problema. Cred că și în continuare tot aia vom face. Da, zile relaxante aici în Croația. E apusul soarelui. Astăzi cam asta am făcut. Mâine o să avem o barcă la dispoziție și dacă se liniștește marea, vom ieși într-o aventură pe mare. Dar până atunci o să și închei acest vlog aici. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Da, am avut zile nasoale pentru mine. Eu nici nu sunt obișnuit să fiu bolnav. Eu mă îmbolnăvesc extrem, extrem de rar. Mi-amintesc doar o singură dată că am mai fost bolnav în toată viața. Așa că pentru mine, faptul că m-am îmbolnăvit a fost sfârșitul lumii, vă dați seama. M-a scos efectiv din ritm, m-a scos din starea mea pe care o am de regulă. Da, trece. Deja sunt foarte bine. Mâine cu siguranță o să fiu și mai bine. Și vom continua, bineînțeles, aventurile. Vreau să vă spun că după Croația urmează o nouă aventură. Deja am luat primul bilet care o să fie în Azerbaidjan.